Bună dimineața! Ciclotur România 2023. Este miercuri 12 iulie 2023. Ora 8 și un sfert. Iar eu tocmai am plecat din Alba Iulia și mă îndrept spre Zlatna. Astăzi am de parcurs un traseu de circa 85 de kilometri. Pe traseu Alba Iulia, Zlatna, Brad. Cu mențiunea că la un moment dat o să fac un ocol. Și la momentul potrivit, dacă rămâneți alături de mine, o să vedeți despre ce e vorba. E dimineață, e încă răcoare. Ieri am scăpat de ploaie. Ieri la ora asta era norat. Acum e senin, dar prognozele pentru ziua de astăzi arată că va fi foarte cald, caniculă chiar, iar după amiază crește instabilitatea și sunt șanse de ploi și vijelii. Rămâne de văzut. Drumul meu este înainte. Este ora 12:30 și eu am ajuns în Zlatna. Aici aș vrea să fac un mic popas pentru o cafea, să vedem dacă găsesc o terasă, după care voi continua drumul, dar aici e un dar. Nu continui drumul drept înainte, ci voi vira undeva la stânga, trebuie să găsesc acel drum spre Almașul Mare. Mai povestim. Iată că am ajuns la intersecția care mă dirigează către Almașul Mare. Am intrat acum pe un drum județean. Sper că am scăpat de trafic. Nu a fost foarte aglomerat, dar drumul fiind, deși drum național, drumul fiind îngust, când venea câte un tir, trebuia să ies de pe șosea ca să-i fac loc să treacă. Dar acum, pe drum județean, sper că am scăpat de treaba asta, am scăpat de mașini și sper că mă voi bucura de un peisaj frumos. Din păcate, văd că drumul nu e cel mai bun, e drum de beton și o să mă scuture bine de tot chestia asta. Dar n-am ce face, sper să nu fie până la brad așa. E foarte neplăcut să mergi pe drum de beton. Este ora 13:20 și după acel viraj la stânga am ratat o intersecție unde trebuia să virez la dreapta și astfel că am mers câțiva kilometri pe centura ocolitoare a orașului Zlatna, un drum de beton cu multe gropi pe care treceau într-una camioane basculante. Și atunci mi-am dat seama că am greșit drumul, m-am întors și cu ocazia asta pot spune că am pierdut cam o jumătate de oră. Acum cred că sunt pe drumul corect. E tot un drum de beton. Sunt și porțiuni bune și porțiuni cu multe crăpături și multe spărturi, dar măcar e liniște. Mai am vreo 10 km până la Almașul Mare, apoi voi continua drumul până la Almașul de mijloc, Almașul de jos și tot așa mai departe până la Brad. Dar mai vorbim până atunci.
După o urcare de circa 10-11 km, o urcare destul de grea, având în vedere starea proastă a drumului, a venit în sfârșit și coborârea. Numai că nici aici drumul nu este grozav și nu mă pot bucura pe deplin de coborârea asta. Dar măcar mă mai răcoresc. Am ajuns în satul Almașu Mare. Nu e ce mă așteptam eu. Era cât pe ce să mă rătăcesc din nou. Niciun indicator în intersecție. Până la urmă, noroc cu telefonul mobil și m-am reorientat spre Almașul de Mijloc. Trec acum pe lângă un muzeu. Dacă e deschis și oricum nu am timp. Drumul e foarte rău. Văd că acum coboară, dar cu siguranță voi mai avea și de urcat. Da, vedem. Se pare că aici satul se termină. Da, se termină satul și merg pe drumul ăsta ca și cum ar fi un drum forestier. E un asfalt prost. Și sper să fie Almașul de Mijloc mai primitor. Poate găsesc o terasă la un magazin sătesc să beau o cafea. Bun. Ne vedem de drum. Din Almașul Mare și până în Almașul de Mijloc, surprinzător pentru mine, drumul coboară, doar coboară, nu am urcat deloc. Din păcate, drumul foarte prost, n-am mers cu viteză, dar totuși am ajuns repede. Și foarte tare că nu am întâlnit absolut nicio mașină pe tot drumul de la Almașul Mare la Almașul de Mijloc. Satul pare pustiu, nu văd niciun om, e liniște totală, ora prânzului, oamenii s-au băgat în casă la umbră și își fac siesta. Adevărul că este foarte cald, foarte cald, m-am copt și încă mai am de mers. Și tocmai când să zic că am traversat satul Almașu de Mijloc fără să întâlnesc un om, din față au venit doi bicicliști. Am crezut că sunt români și am zis să mă bag în vorbă cu ei. Din păcate vorbeau engleză și eu, cum știu doar câteva cuvinte în engleză, n-am putut să conversăm prea mult. Dar a fost interesant așa să ne salutăm ca între bicicliști de cursă lungă. Acum drumul e mai bun și sper că nu va lua foarte mult timp până voi ajunge la Brad, pentru că dacă mă uit în față la orizont se văd nori. Nori de furtună. Sper să nu mă prindă ploaia pe drum, să ajung la timp la cazare.
Tocmai ies din satul Almașul Mic de Munte. Pe aici drumul e ceva mai bun. E umbră și deocamdată nici nu urcă, nici nu coboară. Sper să n-am prea mult de urcat, pentru că m-am săturat astăzi de urcat. În stânga mea este un pârâu care are culoarea ruginie. Foarte interesant. Iată pârâul de care vă povesteam. Are o culoare roșiatică. Foarte interesant. Am lăsat în urmă satul Poiana, dar am lăsat în urmă și asfaltul. Am trecut din nou pe un drum forestier, care nu știu cât de lung e. Sper că mai încolo să fie din nou asfalt, altfel mă zăpăcește. Cerul se norează tot mai mult. E o zăpușală teribilă. Astea sunt semne clare de ploaie. Nu știu în ce sat mă aflu, dar știu că sunt pe cea mai grea urcare de astăzi. Drumul ăsta județean arată de fapt ca un forestier și mă pune la grea încercare. Sper să nu dureze foarte mult urcarea asta, pentru că sunt cu energia la minim. Am terminat cu bine urcarea pe drumul ăsta județean neasfaltat și acum am început o coborâre. Drumul e la fel de denivelat. Da, văd că merge. În sfârșit, din nou pe asfalt, bicicleta mea a rezistat eroic pe acel drum de macadam, iar acum mă întind la drum, mă dezlănțui pe o coborâre lină prin pădure. Și în curând voi ajunge la drumul național care mă pune linie dreaptă către Brad. Este ora 4 și 5 minute și am reintrat pe drumul național 74, dacă am reținut corect. Cu alte cuvinte, mai am 6 km până la Brad și etapa de astăzi s-a încheiat. A fost o etapă cu multe peripeții, în sensul că am avut drum de toate felurile. Și drum național cu trafic, și drum județean fără trafic, dar neasfaltat. Multe urcări, foarte multe coborâri, de asemenea, a fost o plăcere. Acum mă îndrept spre Brad, o să găsesc locul de cazare și pun pe pauză cicloturul până mâine dimineață. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capătul etapei de astăzi. Toate cele bune,
Pe curând!